Bine, v-am regăsit la horoscopul zilei de joi și nu e o zi oarecare, e din nou o sărbătoare din punct de vedere astronomic și astrologic. Astăzi este faza de lună nouă, când soarele și luna se întâlnesc în gemeni, dar este și o lună nouă cu eclipsă de soare. Acum două săptămâni, țineți minte, a fost și o eclipsă pe axa gemeni-săgetător, cu luna în săgetător la momentul respectiv, dar acum e absolut firesc, întotdeauna o eclipsă de lună este urmată de o eclipsă de soare, întotdeauna, și ca atare, iată, avem parte de un astfel de eveniment. E vorba de o lună nouă în gemeni, singura lună nouă din gemeni de anul acesta, pentru că luna nouă se formează doar într-o anumită zodie, foarte rar, mai ales atunci când luna nouă are loc în prima zi a lunii, este foarte posibil să mai aibă loc și încă o lună nouă și la final de lună, se poate și asta. Deci sunt luni cu două luni noi, sunt luni cu două luni pline, cum sunt și luni fără lună plină. Și atunci chiar este un eveniment astronomic mai interesant. Dar acum vorbim de o lună nouă în gemeni și, ca de obicei, așa cum v-am obișnuit, într-un astfel de moment am apelat și la niște simboluri metaforice și am consultat oracolul lunii, care vorbește despre eclipsa de soare de astăzi plus luna nouă de astăzi din gemeni, și mesajul lunii noi din gemeni este acesta: comunicarea este cheia, că ce este zodia gemenilor dacă nu simbolul comunicării, al relaționării, al contactelor interumane. Deci trebuie să punem preț neapărat pe acest element, comunicare. Și o lună nouă ne îndeamnă la noi începuturi. Dar, iată, nu e o lună nouă oarecare, așa cum vă spuneam. Iar mesajul eclipsei de soare este acesta: așteptați-vă la schimbări foarte puternice. Deja luna nouă este un element de schimbare. Ne îndeamnă să facem ceva nou, mai ales în domenii legate de gemeni. Relații noi, afaceri noi, contacte noi, să spunem ce avem de spus. Dar iată, nu numai că e luna nouă, mai este și eclipsa, care ne spune că după astfel de noutate pe care o putem decide azi, să ne așteptăm la lucruri nemaipomenite. Ne ajută să vedem lucrurile într-o altă perspectivă. Întotdeauna o eclipsă ne prezintă același lucru, dar dintr-o viziune nouă, că trece o umbră peste soare sau data trecută peste lună, și acolo unde se află soarele, lucrurile sunt văzute altfel decât înainte. Deci toți avem zodia gemenilor undeva pe hartă, unii în zona cuplului, alții în zona familiei, afacerilor și așa mai departe, ca atare de acum înainte putem vedea lucrurile diferit. Și s-ar putea peste 6 luni, când va mai avea loc o serie de eclipse, de data aceea va fi pe axa săgetătorului, deci când va ajunge soarele în punctul diametral opus, foarte posibil să vedem efectele acestor două eclipse despre care vă vorbeam deja. Acum putem eventual să ne gândim la eclipsele care au avut loc în toamna anului trecut, că și la final de 2020 au avut loc eclipse în săgetător, și acum putem să le înțelegem. Ce am schimbat, ce n-am schimbat, ce ar fi trebuit să schimbăm, să extragem niște concluzii. Deci, eclipsa ne îndeamnă să facem o schimbare, deci, și apoi să ne așteptăm la lucruri mărețe, că nu-i de acolo o eclipsă. Am uitat să vă spun că eclipsa este vizibilă din România, dar, vedeți, sunt niște hărți. Din România se vede doar în partea de sud, jumătatea de sus, vreau să zic, a României, cam de pe la Buzău în sus, așa se vede. Bineînțeles, este parțială, undeva în preajma orei, undeva între 1 și 2 la prânz se vede, cam pe la 1 jumate, cam așa. Căutați, sunt niște grafice foarte clare în care arată unde este vizibilă această
eclipsă, la mine în zonă chiar se vede, numai că, după cum arată astăzi vremea, e cam cu nori, dar dacă se vede, abia aștept să stau cu ochii pe eclipsă. Dar apropo, v-am mai spus lucrul ăsta, nu priviți eclipsa cu ochiul liber, nici cu ochelari de soare, nu vă ajută cu nimic. Vă recomand, dacă mai aveți prin casă, sunt acele floppy discuri care existau cândva la... Păcat că n-am unul aici să vă arăt. Existau niște floppy discuri cândva, dischetele acelea de la calculator de odinioară, înăuntru aveau o peliculă, peliculă de film, da. Și avea ferestruica aia care o dădeam la o parte și priveam eclipsa prin acest filtru, de fapt, această peliculă neagră. Eventual chiar prin două, în cazul în care una era prea, prea puternică, mă uitam prin două dischete, deschideam două ferestruici odată. Trebuie să-mi caut pe undeva aceste dischete, că cred că le mai am prin casă, le păstram special pentru eclipse. Că altceva nu am, nu mai am ochelarii de eclipsă de la, din 1999, vara, țineți minte că atunci a fost eclipsa aceea celebră în România, dar ca idee puteți căuta această variantă de a privi eclipsa prin... peliculă de film, dar mai multe, nu una singură, film de pe vremuri, din acela care exista din plastic. Altceva nici nu pot să-mi dau seama, nu cred că se vede prin mască de sudură, masca de sudură este mult prea puternică ca să treacă măcar pe acolo un pic lumina, dar dacă nu aveți ochelari special de eclipsă, căutați această variantă de dischete de pe vremuri. Vă ziceam că aș putea folosi acest eveniment, o sărbătoare astrologică, pentru încă o serie de mesaje, oracol, dar imediat după acest film voi face oracol scopul, așa cum am făcut data trecută la luna nouă din Taur, acum voi face un nou oracol scop, adică un horoscop folosindu-mă doar de simbolurile oracol, care se referă la acest ciclu lunar, care începe acum pe 10 iunie și se termină undeva la început de iulie, la următoarea lună nouă din Rac la momentul respectiv. Deci nu voi oferi acum aceste mesaje bonus, ci vin cu acest video total separat imediat după ce filmez acest horoscop. Dar sper că ați observat, poate pot să zic asta că e un fel de cadou pentru acest eveniment astral. Au apărut 3 filme separate, o etalare în cărți oracol și cărți de tarot, o interpretare, 3 interpretări mai bine zis, a 3 povești de viață anterioară, pentru cei care cred în ideea că, pentru că și o eclipsă are conotații karmice foarte puternice și ca atare, ăsta este bonusul meu, darul meu de eclipsă de pe 10 iunie, această serie de 3 filme, dar care de fapt e unul singur, fiind lungi, le-am despărțit în 3 calupuri diferite, ca să nu ascultați un film de 4 ore și ceva ca la filmul Titanic, ci am făcut 3 povești diferite. Puteți să găsiți în introducere posibilitatea de a alege, tot așa după niște atracții de culoare, de exemplu, pietre, am pus niște cristale acolo pe care le puteți alege și dacă vreuna din aceste variante vă atrage, puteți să ascultați varianta respectivă sau puteți să le ascultați pe toate, măcar la început și dacă rezonați cu ceea ce auziți acolo, mergeți mai departe. Altfel e foarte posibil să nu fie mesajul pentru voi, nu toată lumea se regăsește în acest gen de interpretări. Astrologia este aici, în horoscop, cealaltă este altă formă de explorare a destinului și de data asta m-am uitat înapoi, în poveștile de vieți anterioare. Pentru cei care cred că au mai trăit pe această lume, că au venit cu un bagaj karmic, că au ceva de învățat sau de reparat sau de echilibrat în această existență și cred că veți găsi, mulți dintre voi, răspunsuri la unele din aceste întrebări existențiale. Sunt 3 povești de viață foarte valabile, foarte diferite și în care cred că foarte mulți vă veți regăsi. Probabil voi face și altele pentru că e clar că în 3 povești de viață n-am putut să acopăr atâtea mii de variante de destine umane care ar fi putut trăi, dar e clar, simboluri, calupuri din aceste interpretări se potrivesc, vi se potrivesc și vouă, cei care rezonați cu acest domeniu. Deci,
pregătiți-vă și de următorul film, Oracol, scopul pentru nou ciclu lunar care începe acum. Acum vorbim doar de ziua de 10 iunie, ziua de luna nouă cu eclipsă. Am și o pisică pe aici prin spate, probabil vrea și ea să devină vedetă. O să vă prezint. Ia, iată-o. Cred că v-am mai prezentat-o și altă dată. Nu se transformă în vârcolac mâine la eclipsă. Dar acum vorbim de ziua de joi și ca atare vă invit să vă căutați minutul și secunda de unde începe zodia voastră pentru horoscopul acesta zilnic. Voi berbeci sunteți îndemnați astăzi la luna nouă și eclipsă să porniți într-o relație nouă. Posibil să apară cineva la orizont care vă atrage într-un mod special, deși pare să fie total diferit vouă. Voi sunteți calmi, să zicem, nu prea cred că sunt așa berbecii, ei sunt agitați. Deci e clar o persoană diametral opusă vouă. Mari diferențe sunt între voi și această persoană, dar totuși puterea de atracție este colosală față de ea. Că-i dragoste, că-i prietenie, că-s afaceri, că-i doar o relație de serviciu, parcă vă simțiți pe aceeași lungime de undă. Probabil există o comunicare foarte bună, niște afinități acolo, culturale, intelectuale, deși, cum spuneam, sunteți extrem de diferiți. Dar uneori, chiar și din diferențe colosale, se pot naște relații foarte bune. În primul rând, contează această putere de atracție, de seducție, să zicem, care se resimte vis-a-vis de această persoană și imediat ce ați intrat în anturajul său, vă simțiți altfel. Vă simțiți liber. E un sentiment de libertate de a spune ce gândiți, de a vă comporta așa cum sunteți. Da, foarte diferiți. Nu purtați o mască în preajma acestei persoane și nici din partea ei nu simțiți același lucru. Fiecare se comportă cum îi vine, fără cenzură, fără limite, fără constrângeri, fără a lăsa o impresie mai altfel decât în realitate, deci e multă libertate de exprimare a eu-ului vostru, a propriei voastre unicități, personalități și la fel este și această persoană. Foarte posibil să fie și o atracție de natură sentimentală, sigur, se poate și asta. Și cine știe încotro duce această relație, pentru un număr foarte mic de berbeci, e foarte posibil să fie o întâlnire de destin cu un potențial partener de viață, cândva, în viitor, dar hai să zicem că e doar o prietenie din care simțiți că veți avea foarte mult de câștigat. Vă completați, tocmai pentru că sunteți extrem de diferiți, vă completați, nu vă respingeți, nu unui într-o parte, altul în altă parte. Da, sunteți pe frecvențe total anapoda, unul față de celălalt, dar reușiți să vă găsiți un punct comun din care fiecare vine în această poveste cu ceea ce îl face pe el special. E alb și negru la un loc, e yin și yang, da, femeie, bărbat, tânăr, bătrân, orice alte tipuri de diferențe se pot pune la un loc pentru un scop comun din care fiecare are ceva de câștigat, de apreciat la celălalt și de învățat la urma urmei. Pentru tauri, această zi vine cu un noroc. Poate fi un noroc nemaipomenit. Bun, poate fi și de natură financiară, dar mai degrabă ați putea da drumul unei acțiuni de la care aveți speranțe colosale. Vă puneți în joc tot ce aveți voi mai bun. Multă energie, în primul rând foarte multă energie, multă ambiție, multă voință. Vreți, musai, acel lucru să se întâmple. Și îi dați drumul. E momentul optim să apăsați pe butonul de start acum, la luna nouă. Și porniți sub o stea norocoasă, într-un fel sau altul. Foarte posibil, foarte repede să ajungeți la rezultate. E un vânt prielnic care nici n-ați început bine, că probabil deja se conturează viitorul succes și normal că lucrul ăsta vă motivează foarte tare, vă aduce aminte de noroc, ăsta e sentimentul. Wow, ce norocos pot fi eu totuși uneori. E poate sub forma unei întâlniri, da, apare o persoană în calea voastră și vă dă un instrument, o resursă de care voi aveți nevoie acum, în momentul ăsta, încât veți rămâne cu ideea că uite ce baftă am avut că mi-a apărut cu tare în cale. Am trecut în locul potrivit, prin momentul potrivit, să apară omul potrivit, să-mi dea instrumentul potrivit pentru a-mi rezolva mie o mare problemă. E o chestiune de noroc la mijloc, așa este. Dar
s-ar putea să aveți de unde nici nu vă așteptați, că de-aia este totuși o eclipsă, de unde nu vă așteptați apare, sare iepurile și vă dă această șansă nemaipomenită. Poate să înceapă de aici o prietenie, poate să înceapă o relație sentimentală pentru unii. E o întâlnire cu iz de destin, la urma urmei, că totuși o eclipsă, e un nord-nord acolo. Omul, persoana, cine o fi, care apare acum în calea voastră, s-ar putea să joace un rol cheie sau poate chiar o regăsire karmică, un om care a avut un rol cheie în altă existență și apare acum în calea voastră să vă dea ceva de care aveți nevoie în acest moment. O sursă de energie care vă scoate dintr-un mare impas. Ce să mai vorbim despre gemeni, că voi sunteți vedetele acestui moment, este luna nouă la voi în ogradă și care vă poate oferi poate chiar mai multe noutăți. Sunteți îndemnat la o nouă schimbare, să vă schimbați voi. Oricum sunteți, voi sunteți într-o etapă de mari transformări, inclusiv de natură karmică. Încă de luna trecută ați avut foarte multe evenimente în care acest nod nord a fost implicat. Nod nord în conjunct cu Venus, conjunct cu Mercur, la începutul lunii conjunct cu Soare și acum culminează cu această minunată eclipsă care și luna nouă deopotrivă, care s-ar putea să închidă această etapă de, hai să zicem, două săptămâni din viața voastră de la cealaltă eclipsă de lună la momentul respectiv și care lasă în urmă un alt teren, un teren fertil, optim, stabil, sigur. V-ați maturizat foarte mult, v-ați schimbat, vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, ați primit niște răspunsuri, poate, de natură existențială, simțiți că în aceste două săptămâni s-au clarificat o grămadă din marile taine care vă măcinau sufletul. Probabil aveați multe semne de întrebare, dubii, îndoieli, confuzii. Așteptați de undeva niște răspunsuri și iată, s-ar putea, odată cu această lună nouă, să se așeze apele. În sfârșit, să simțiți și voi că mergeți pe un teren sigur, stabil și de acum încolo nu mai rămâne aceeași neclaritate. Și intuiția joacă un rol esențial și de acolo vin niște răspunsuri, apar oameni în jurul vostru care vă dau diverse garanții că totul e pe calea cea bună și ca atare tot ce începeți acum e foarte posibil să dureze, să nu-și arate roadele imediat, dar simțiți că vă îndreptați spre o etapă nouă, pe semne că se deschide o etapă nouă pentru voi. Veți merge de acum încolo pe o linie mult mai clară, mai bine definită, primiți tot felul de instrumente, de resurse, de informații necesare pentru ceva foarte important. Că e vorba de un plan în carieră, că e vorba de un plan de afaceri, că e vorba de un plan în familie, simțiți că ați trecut la nivelul următor, s-au mai rezolvat niște treburi, știți mai bine încotro vă îndreptați și pe ce vă puteți baza. Ați depășit faza de frică, de întrebare, de nesiguranță. Poate și pentru că aveți pe cineva alături, cineva care vă inspiră această, e o garanție această persoană, ca un fel de părinte, ca un fel de profesor, ca un fel de partener care e acolo lângă voi să vă țină bine la nevoie atunci când voi mai alunecați spre pesimism, spre neîncredere, deși și această stare se pare că s-a mai risipit. Și odată cu această lună nouă, cu eclipsă și voi sunteți puși într-o altă lumină, n-o să mai fie foarte multă vreme de acum încolo, eclipsa la voi în zodie, vreo 18 ani de acum înainte, deci puteți spune că ați primit de la viață un răspuns esențial menit să vă scoată pe voi la lumină. În sfârșit sunteți puși într-o lumină nouă, că o eclipsă de soare trece discul peste, trece umbra lunii peste discul solar și ce rămâne în urmă e alt eu al vostru, alt om apare la interval, ca un fel de renaștere, ca un fel de nou început, ca un fel de regăsire de sine. Poate multă vreme a stat așa în umbră, în eclipsă și iată, eclipsa a trecut și vă arată pe voi așa cum sunteți. Mult mai matur, mult mai bine conturat ca personalitate, fără atâtea întrebări și fără atâta nesiguranță ca înainte. Racii pot folosi energia acestei eclipse și acestei luni noi pentru ieșirea dintr-un impas în care erați ținut, să zicem așa, de influența nefastă a altor persoane. Aveați în preajmă oameni manipulatori,
oameni care vă creiau vouă o impresie greșită, poate chiar legată de voi, de valoarea voastră, de cine sunteți realmente. De fapt, ei vă molipseau cu energia lor negativă la urma urmei. Nu vă lăsau pe voi să vă manifestați așa cum trebuie. Vă trăgeau înapoi, în balta lor, în mocirla lor, că să nu fie singuri. Ori voi nu erați așa. Ca atare, o astfel de eclipsă vă zguduie un pic imaginea de sine. E momentul ăla de trezire la realitate în care spuneți, stai, eu n-am ce căuta printre ăștia, eu nu sunt așa. Ei sunt negativiști, pesimiști, triști, țărăntoci, bolnavi, proști. Eu nu sunt așa. Și e momentul ăla în care voi rupeți un lanț. Vă țineau. Era o codependență acolo. Voi n-aveți nevoie de ei. Ei, da, aveau nevoie de voi, că se adăpau din energia voastră pozitivă. Voi erați acolo o sursă de energie pozitivă pentru acești oameni. Și normal că vă țineau acolo cu dinții. Stai lângă noi aici, că ești ca noi, ai probleme ca noi, plânge alături de noi. Dar ei plângeau, numai ei plângeau, voi nu. Și ca atare, asta face eclipsa acum. Vă scoate de peste suflet, de peste minte, de peste ochi, vălul ăla de minciună, de iluzie, de manipulare pe care îl refuzați. Spuneți stop, gata, eu plec din locul ăsta. Vă regăsiți valoarea personală, vă regăsiți aturile, calitățile, vă regăsiți energia pozitivă, că ceilalți clar vă țineau în zona lor negativistă, că le făcea bine prezența voastră. Hai fi unul de-al nostru, uite și tu câte probleme ai, deși nu erau problemele voastre. Vi le-ați cam asumat, v-au făcut să vă simțiți că voi chiar aveți acele probleme, sau mai rău, că sunteți voi vinovați pentru problemele lor, ceea ce din nou nu este adevărat. De aceea, într-o astfel de zi, când eclipsa face lumină peste fricile voastre cele mai mari, descoperiți că voi nu sunteți de-al lor, așa cum tot v-au spus ei cine știe câtă vreme, ci dimpotrivă, aveți un as în mânecă, un atu, un cârlig de energie pozitivă care vă ajută să părăsiți locul ăla, orice ar însemna locul ăla. O relație nefastă, o căsnicie ratată, un job care nu mai avea nimic de folosit, de oferit, în care erați doar folosit, un grup de prieteni în care vă sugeau pur și simplu de resurse, de energie. Spuneți-i cum vreți, acel loc nu vă făcea bine, loc, grup, persoane, nu vă făcea bine, erați sursa lor de energie pozitivă, dar vă sleiau pe voi de puteri. De aceea eclipsa, că e acum, că e în perioada imediat următoare, eclipsa vă zguduie zdravă și vă arată o ușă. E o ușă mică, o fantă de lumină se vede acolo și pe aia trebuie să o zbughiți imediat. Acum cât e momentul, că s-ar putea altă dată să n-aveți curajul. Poate o să o faceți luna viitoare la luna nouă de la voi din zodie, dar acum declicul emoțional, sufletesc, psihic e în acest moment. Acum vi se umple paharul. Acum vi se deschid ochii finalmente și descoperiți adevărul că ați fost ținut acolo captiv, într-o închisoare de frici, de defecte, fără să le aveți. N-aveați nicio vină, nu erați așa cum vă spunea lumea, trist ca ei, pesimist ca ei, bolnav ca ei, ci dimpotrivă, voi erați de fapt medicamentul lor. E, și ce faceți? E cazul să fugiți din acest mediu și să vă redescoperiți pe voi la justa valoare. Leii pot avea un moment de claritate într-o relație. Posibil să aveți ultimul cuvânt într-o dispută, poate. Niște mici rivalități pe acolo, niște neînțelegeri, niște discuții aprinse, dar reușit, probabil această eclipsă vă pune într-o lumină atât de bună încât cuvântul vostru devine decisiv. Ceea ce urmează voi să spuneți, așa cu iz de verdict, de concluzie, de punct final, de tușă finală, de tușă de maestru, ultima lovitură de grație, rezolvă problema, încheie disputa și vă pune pe voi pe un piedestal de învingător. Poate la origine este și o replică dură, da, de ce nu? O ceartă, un conflict, o dispută
în contradictoriu cu cineva, că totuși sunt acolo niște rivalități, mai sunt și alții care vor lucrurile pe care le doriți voi. Dar clar că voi aveți câștig de cauză de la o poștă prin valoarea voastră, prin talentul vostru, prin personalitatea voastră solară. Totuși, nu uitați, e vorba de o eclipsă de soare și voi sunteți guvernați de soare. Deci în momentul vostru de ieșire la rampă, să spuneți ce aveți de spus cu mult curaj și replica voastră să aibă rol decisiv și în cele din urmă câștigător pentru voi. Vă dați la o parte rivalul, vă dați la o parte persoana cu care erați în cel mai acerb conflict, aveți dreptate și normal că jubilați. Simțiți nevoia să sărbătoriți un astfel de moment, că v-ați recăpătat poziția. Sunteți din nou sigur pe voi, mulțumit de voi, mândru de voi, pentru că era o dovadă de curaj. Și numai lei au de cel mai multe ori acest curaj. Era un curaj să vă înfruntați acești rivali sau ce-or fi ei, inamici, și să le spuneți vreo două, dar ce le spuneți, le spuneți cu grație, cu eleganță chiar, deci nu cu agresivitate, nu cu răutate, ci cu talent de a demonstra că de fapt adevărul e la voi. Pentru fecioare, această lună nouă are loc într-un sector profesional, în zona carierei, și ca atare ceea ce porniți voi acum cu mult elan, cu mult entuziasm, vă poate aduce roade minunate. Poate chiar foarte repede. Sau poate deja faceți lucrul ăsta de o vreme și acum primiți o veste despre viitoarele rezultate. Gen, o scrisoare, mă rog, oficială, să zicem, care vă cheamă la un interviu. Și foarte important interviul ăla, un telefon, o întâlnire. Deci pot fi multe vești la origine. E o zi cu vești. Și nu uitați că inclusiv luna nouă din Gemeni la comunicare vă îndeamnă. Dar toate aceste vești, discuții, informații care vă ajung la ureche cu iz profesional dau roade. Sunt profitabile, sunt rentabile, aduc lucruri bune, aduc rezultate, aduc ceva important pentru imaginea voastră, pentru poziția voastră profesională, un posibil succes, o funcție, ceva care vă arată că merită efortul. Să zicem că mai aveți un pic de așteptat, deși am spus că rezultatele pot fi foarte rapide, dar vă dă atâta încredere această veste, informație, ce-o fi, discuție la telefon, că abia așteptați să se întâmple. E sentimentul ăla că n-ați muncit degeaba, că a meritat efortul, că merită să mai așteptați un pic, că veți culege niște roade, poate chiar foarte palpabile, poate chiar cu iz financiar. Balanțele se bucură de această lună nouă într-un sector care le dă o viziune nouă asupra vieții, poate chiar. Nu uitați că luna nouă, Gemenii, de altfel pentru voi, sunt într-un sector, în casa nouă, o casa principiilor de viață, a filozofiei de viață, încât voi primiți astăzi un fel de garanție, de informație, care vă spune că viziunea pe care o aveți voi asupra unor lucruri, pe un anumit plan al vieții, este foarte justă. Merită pusă în aplicare, merită implementată. Poate aveați dubii, o fi bine, nu o fi bine, gen, pregătiți o viitoare carieră și ați început un curs și aveați foarte mari dubii. Oare cursul ăsta o să mă ajute la ceva? Oare drumul ăsta duce undeva? E, acolo unde aveți cele mai mari nesiguranță, cea mai mare nesiguranță, cele mai mari dileme, vine ceva care vă alungă frica asta că n-ar fi bine. O informație, o garanție, o alinare, o mângâiere pe creștet că ai răbdare. Va fi bine. Merită să duci mai departe. Continuă cursul, continuă schimbarea. Da, pleacă dacă asta simți nevoia. Orice fel de noutate în peisaj va da roade și e o chestiune de feeling foarte tare, de emoție, de sentiment. Primiți un sentiment că e bine, că va fi bine. Și merită să duceți mai departe ce ați început. Pentru că ce ați început de la, din emoție, din sentiment, din dorință, din inimă. N-a fost o obligație, n-a fost că trebuie, n-a fost împins de împrejurări, ci voi ați dorit lucrul ăla. Și ca atare,
când faceți ceva din suflet și rezultatele vor fi demne de laudă. Deci mergeți mai departe pe ceea ce ați început sau dacă începeți acum ceva, investiți toată iubirea voastră, toată pasiunea, toată încrederea voastră în acest plan, că duce într-o direcție bună, dar din care nu trebuie să renunțați nicio clipă la speranță, la credință, la principiile ale morale, foarte importante, deci să nu vă abateți de la regulamente, să nu porniți pe scurtătură. Mergeți mai departe, oricât de lung ar fi drumul către visul ăla al vostru. Da, poate fi chiar un moment bun să vă puneți două dorințe și asta este interesant. Una mai materială, una mai de suflet, că sunt mari șanse să le vedeți împlinite. Dar continuați, pentru că vă spune ceva în interior că drumul este bun și veți ajunge acolo unde v-ați propus. Pentru Scorpion, această lună nouă și eclipsa are loc în casa 8-a, în casa care vă reprezintă, voi sunteți casa 8-a a Scorpionului. Și ceea ce simțiți voi acum e un fel de analiză, dar deocamdată foarte intimă, foarte secretă, doar voi o faceți în sinea voastră, pentru că simțiți nevoia unei schimbări. Că o faceți acum, că o mai amânați, că deja vă gândiți la niște schimbări de ceva vreme, foarte posibil să fie nevoie încă de analiza tuturor detaliilor acestui aspect. Și alb și negru, și că e bine, și că e rău. Toate argumentele, pro și contra. Pentru că niciuna din variantele pe care le aveți la dispoziție nu vă dă o garanție, da, ăsta e calea, mergi pe calea asta, că uite, dacă alegi da, e bine. E și da, e și nu. E și alb, e și negru. Și de-aia bine ar fi să nu luați decizii. Este și un Mercur acolo care e retrograd. Sunteți un pic confuz, cu mari dubii în privința sensului de mers. De aceea ideal pentru voi nu e momentul unui nou început, ci e momentul analizei unui nou viitor început. Va veni și momentul ăla. Poate peste 2 săptămâni, gândiți-vă la asta. Dar nu, voi nu dați drumul la motoare astăzi. Că nu aveți încă toate datele problemei. Cum am zis, e și alb, e și negru, e și sus, e și jos, e și da, e și nu. Și vă e teamă că dacă luați acum o decizie și voi știți că sunteți cam tranșanți de uneori, cam rapizi în reacții, vă e teamă să nu greșiți, că nu o să iasă nimic din toată povestea asta. Sunteți un om care riscă, se știe lucrul ăsta, dar vi se pare riscul prea mare să spuneți acum un da sau un nu, când nu știți toate datele problemei. Vor mai apărea. Peste 2 săptămâni deja se va fi format o imagine mai corectă, pentru că inclusiv această eclipsă are darul de a vă face lumină. Pentru voi săgetători, eclipsa asta este un fel de continuare a eclipsei de lună de acum 2 săptămâni. S-ar putea să simțiți același impact emoțional foarte puternic, pentru că e pe axa voastră, în zodia diametral opusă, dar nodul sud este la voi în zodie, deci foarte posibil să vă marcheze această eclipsă și o să vă marcheze mai tare seria cealaltă de eclipse din toamnă, dar de pe acum simțiți că se pregătește ceva. Poate luați o decizie acum care o să-și arate roadele atunci, în toamnă, când va ajunge soarele la voi în zodie. Și se va mai forma o serie de eclipse, dar de data asta la voi în ogradă, nu în zodia diametral opusă. Deci, ca atare, e foarte important voi să luați acum o mare decizie de viață, dar o mare decizie de viață și apoi să o lăsați să-și vadă de drum. Nu mai pistonați, nu mai verificați, nu mai întoarceți din drum. Ați ales, i-ați dat drumul, la revedere, vedeți voi peste 6 luni cu ce vine. Dar se pare că vărsați în această decizie lucruri cu adevărat importante. Parcă toate calitățile voastre, toate talentele voastre, toate resursele voastre le investiți în această acțiune. Că e o afacere, că e o relație, că e o căsnicie, că e orice, dar e ceva de viață. Nu de viață și de moarte, de viață, de destin. Evenimente din acelea care se întâmplă de câteva ori în viață. Și care simțiți că vă aduce, nu că vă duce, vă duce pe un alt nivel de evoluție. Vă maturizați, vă schimbați, ieșiți la rampă, vă remarcați, vă redescoperiți pe voi. Poate fi chiar un fel de revelație din aceea că vă vedeți pe voi într-o altă lumină decât înainte. Ați reușit asta și data trecută la eclipsa de lună, că era luna la voi în ogradă. Acum e continuarea acestei eclipse în care probabil deja vedeți primele semne, primii pași ai deciziei de atunci.
mai puneți o cărămidă, mai treceți la etapa următoare, posibil atunci să fi început deja marea voastră relansare, reconfigurare a destinului care continuă cu ceva care se întâmplă chiar acum. Dar acum parcă vin deja niște roade materiale palpabile, vizibile, nu doar o dorință, poate primele vești bune în acest sens. Că am zis, poate fi vorba de o relație, de bani, nu contează, dar parcă vi se oferă ceva pe tavă. Aveți acces, ăsta e cuvântul, aveți acces la o grămadă de resurse la care atunci n-ați avut acces. Atunci era visul, vreau, îmi doresc, mă pun în lumină, mă pun în altă lumină. Deja acum vin instrumentele cu care puteți ajunge probabil peste 6 luni la roadele acestea visate. Și roade pot fi afirmare, șansa de a pune mâna pe o funcție, pe poziție, pe inima cuiva, de împlinirea unui vis, dar încă vi se spune, merg mai departe, e acolo, îl vezi, e peste 6 luni sau un an sau când o fi. Nu e încă rezultatul, dar merită să investești mai departe tot ce ai mai bun. Acum faceți doar încă un pas mai sus, mai aproape de visul respectiv, dar primiți o garanție, chiar dacă e doar sufletească, asupra viitorului succes. Pentru Capricorn este o zi de muncă, a voi e vorba de o eclipsă și o lună nouă într-un sector al muncii, dar ceea ce vă preocupă pe voi acum e realmente o mare schimbare legată de muncă. Unii vor să schimbe jobul și e un moment ideal măcar să luați decizia, măcar să căutați anunțurile în ziar, măcar să depuneți un CV, măcar să dați un telefon, orice, un pas, să faceți un pas în viitoarea acestei schimbări. Nu-i musai astăzi să vă duceți deja la loc de muncă. Cine pornește azi un job nou, pornește cu dreptul. Dar ceea ce vi se cere vouă acum este să vă informați, să vă puneți întrebări, să discutați cu unii cu alții, să vă duceți la cursuri, da? E un moment bun să vă schimbați mediul de lucru, alți oameni, alte mentalități de oameni, pentru că ați putea învăța, afla o mulțime de lucruri noi și care într-o zi o să vă redirecționeze poate chiar sensul profesional de binele. Poate chiar aveți o discuție astăzi, o discuție cu o persoană inteligentă care vă dă acest sfat sau poate nu un sfat, vă inspiră, vă motivează. Vă pun o întrebare, chiar și o întrebare de genul ăsta. Dar tu crezi că ai să lucrezi la jobul ăsta până ești la pensie? E, și e un ghimpe acolo pe care vi l-a introdus în minte și ghimpele ăsta începe să pună niște rotițe în funcțiune care într-o zi vor face și schimbarea. Deci chiar dacă e vorba de inspirație, de ideea sclipitoare, de discuția clarificatoare, e startul unei noi direcții profesionale pentru voi. Unii vorbesc cu un prieten care lucrează străinătate și aruncă o pastilă această persoană. Știi, eu mi-am găsit job în domeniul ăsta și vă vine și vouă ideea asta. Deci ideea, sclipirea, informația, declicul vine prin intermediul unei persoane care poate deja a făcut lucrul ăsta sau măcar el vă inspiră lucrul ăsta. Și după aia să și treceți la fapte pentru informare. Nu-i musai, cum ziceam, să și puneți în aplicare azi marea schimbare. Dar începeți să vă gândiți, să analizați, să pregătiți terenul, să vă informați, să mai învățați câte ceva. Și totul încetul, încetul se așează pe un alt făgaș decât înainte. În perspectivă. Pentru vărsători este vorba de evenimente de suflet. Pentru că și voi priviți o relație cu alți ochi decât înainte. Se așează o lumină nouă așa peste inima voastră și parcă vă dă curajul să vă mai deschideți și voi inima. Nu că n-ați face-o. Dar poate tot așteptați. Era, nu-i momentul, nu sunt pregătit. Poate era timpul să vă asumați o relație. Poate de mult vi s-a aruncat așa o pastilă în aer, ce-ar fi, avem și noi o relație și voi tot ați dus cu gând, cu vorba, tot nu, tot nu-s pregătit, nu, de-abia am avut o relație, lasă-mă să mă vindec, nu știu ce vreau, deci era o atitudine de amânare, nu că n-ați fi dorit pe acea persoană, dar parcă lipsea ceva, parcă nu vă cunoșteați suficient de bine, parcă n-aveați destulă încredere, parcă nu erați voi suficient de liber,
disponibil pentru o relație. Poate erați foarte ocupat, poate sunt niște hopuri, niște piedici care nu vă lăsau să legați această relație. Unul într-o parte a lumii, altul în altă parte a lumii, deci ceva nu vă permitea realmente să începeți această relație. Dar eclipsa asta începe să vă ofere variante, soluții, idei, altă viziune asupra acelei relații. Și începeți să fiți mult mai disponibil, mai deschis, mai interesat de această relație. Poate chiar nici nu era o atracție foarte mare vis-a-vis de această persoană. Îl tratați ca pe un prieten, îl tratați ca pe un coleg, îl tratați ca pe cineva care încă nu era la sufletul vostru, dar pe semne că a trecut ceva timp și această eclipsă vă spune că știi cam acum e momentul să-ți clarifici odată sentimentele. E sau nu e relație? Vrei sau nu vrei relația asta? O construiești sau îți vezi de drum? S-ar putea să vină și din partea cealaltă, din partea persoanei iubite, a pretendentului, să vină niște semnale mult mai clare. Că până atunci poate și alea erau un pic incerte, vi se părea că-s glume, vi se părea că-s aluzii, că-s apropouri, că nu era ceva foarte clar. Și cum vin niște semne mai clare, sunteți și voi mai pregătiți să vă aruncați în povestea asta de dragoste. De ce nu? Poate fi un moment ideal pentru o cerere în căsătorie, pentru o invitație la o cafea care clar dă drumul unei noi etape în relație, să acceptați prietenia cuiva pe Facebook. Chestiuni din astea, niște mici semne, semnale, dar care sunt startul unei noi etape în plan sentimental pentru voi. Da, poate o și o întâlnire, poate o întâlnire mult așteptată. Cine știe de cât timp așteptați voi telefonul de la o anumită persoană, să vă întâlniți cu o anumită persoană, poate o cunoșteați de mult și tot nu se întruneau condițiile unei apropieri. Iată că acum sunt întrunite aceste condiții și vă vedeți într-o altă lumină. Voi sunteți puși într-o altă lumină, ei sunt puși în altă lumină. Sunteți mai serios, mai responsabil, Saturn la voi în zodie vă ajută foarte mult să nu vă mai jucați și ca atare și această eclipsă cu luna nouă vă dă șansa unui nou început în plan sentimental, dar care să sune foarte promițător. Vă inspiră încredere, maturitate, seriozitate, că nu mai e o glumă, nu mai e un flirt, nu mai e o aventură, nu mai e o tatonare, nu mai sunt aluzii aici, ci lucruri chiar foarte certe pe care vă puteți baza. Pentru pești, acest eveniment, luna nouă, are loc într-un sector emoțional foarte puternic. În casa a patra, o casă a sufletului, o casă a marilor voastre trăiri emoționale. Încât pentru voi s-ar putea să fie un mare declic emoțional. Dar acest declic emoțional ar putea avea rolul de a vă liniști realmente. Că erați ca pe ace, ca pe ghimbi stăteați. Ba sus, ba jos, capricios, fluctuant, ba erați cald, ba erați rece, ba vă doreați ceva, ba nu vă mai doreați. Așa erați o continuă schimbare de atitudini și de energii care nu vă ajuta cu nimic. Pe orice plan al vieții. La fel erați de fluctuant și în carieră, la fel de fluctuant acasă, într-o relație, în prietenie. Că nimeni nu știa cum sunteți voi, cald sau reci, așa sau așa, vă bucurați sau plângeți. Că erau treceri foarte rapide de la o emoție la alta. Se pare că eclipsa asta are rolul de a vă alunga starea aia de dubiu, de nesiguranță, de teamă, de tot felul de emoții care vă țineau captiv într-o zonă nu tocmai favorabilă. Probabil așteptați ceva și de aia ziceam că stați ca pe ghimbi. Așteptați un semn clar, o dovadă clară, o dovadă palpabilă, o rezolvare, o soluție, o chestiune foarte concretă care are rolul de a alunga orice dubiu. Un act parafat, semnat, negru pe alb, scrie ceva, niște condiții care nu vă mai țin în zona aia de dubiu. O fi, n-o fi, vine, nu vine. O mărturisire, să zicem, sentimentală. Vine cineva și vă spune, știi, eu... puncte, puncte, dar știți lucrul ăla, că vă zice ceva bun, că vă zice ceva rău, nu contează, dar vine și spune clar ce are de spus. Un document, un act, o semnătură, o aprobare, o tranzacție încheiată, un răspuns, e ceva care pune capăt acestei stări de
instabilitate în care a stat o vreme. Voi erați așa ca pe sârmă, nici, erați așa într-un echilibru instabil, dar acum ați ieșit de pe sârmă, ați ajuns acolo pe platforma de la capătul sârmii și gata, puteți răsufla ușurați că ați ieșit din zona aceea de instabilitate care nu vă ajuta cu nimic, nu vă găseați liniștea, nu dormeați noaptea, erați foarte capricios, plin de toane, dar odată cu rezolvarea asta mult așteptată, parcă vă recăpătați și voi alt tonus, mult mai de încredere față de voi înșivă. Asta este ziua de eclipsă, nu uitați de toate celelalte filme, urmăriți imediat după asta și oracolscopul care se ocupă de acest nou ciclu lunar, nu mai zic de toate horoscoapele care vă așteaptă pe site, aveți ce vedea, așa că vă invit pe canalul de YouTube sau în agvarea.com.